Neața lumei, OCS News continuă cu Demon Slayer sezonul 4, episodul 2, care este deja în producție. Mă, ăștia vor să termine sezonul 4 până să termine sezonul 3 și după aia Tony îl dă câte unul pe săptămână, știi? Nu să zică, bă, Nima, am făcut 3 episoade, ia și vedeți-le pe astea. Ne. În timp ce fanii urmăreau sezonul 3 de la Demon Slayer și anticipau cu nerăbdare finalul acestui sezon, fanii au dat peste un zvon cum că Demon Slayer sezonul 4, episodul 2 este deja în producție. Evident, știrea a devenit virală pe internet și a făcut furori. Zvonul i-a făcut pe oameni să speculeze diferite teorii, deoarece au avut deja o surpriză incitantă la începutul acestei luni, știrile despre sezonul 4 fiind în curs de producție. Iar cel mai recent zvon i-a făcut pe fani să speculeze că sezonul 4 va acoperi 2 arcuri. Pe 10 iunie, un cont de Twitter a publicat un poster fan art care îl arată pe Doma, Shinobu, Inosuke și Kanao. Imaginea a indicat astfel că Demon Slayer sezonul 4, episodul 2 va adapta arcul Infinity Castle din manga Demon Slayer, inclusiv arcul de antrenament Hashira. La începutul acestei luni, unele conturi de știri de încredere au scurs niște știri cum că sezonul 4 este în curs de producție, despre care se spune că adaptează Hashira Training din manga. Cu toate acestea, odată cu ultimele știri, au apărut speculații că durata primului episod din Demon Slayer sezonul 4 va fi în jur de o oră și va acoperi tot Hashira Training. Deci 2 arcuri într-unul. Bă, dar ăștia sunt nebuni, mă, la Demon Slayer cu episoadele lor de o oră. Dacă episodul se va dovedi într-adevăr să fie de o oră, o să aibă un ritm rapid, deoarece al doilea episod din Demon Slayer va adapta apoi arcul Infinity Castle, deci tot training arcul se va face în primul episod. Deși fanii sunt încântați, o astfel de avansare rapidă ar putea fi o provocare pentru a oferi o profunzime adecvată a povestirii în această cronologie condensată. Și să-l grăbești pe de altă parte ca la Shield Hero sezonul 2 nu se merită. În plus, fanii se așteaptă la mai mult timp pe ecran pentru Hashira, cum ar fi Obanai, Gyomei și Sanemi în timpul arcului Infinity Castle. Deși acest zvon cu privire la producerea episodului 2 din sezonul 4 n-a fost încă confirmat oficial, entuziasmul fanilor a scăpat de sub control, așteptând o luptă intensă între Shinobu, Inosuke, Kanao împotriva lui Apermoon. De asemenea, așteaptă să vadă animația tehnicii de respirație a florilor a lui Kanao, Equinoxial Vermilion Eye, basically Byakugan. Această știre neconfirmată despre episodul 2 i-a entuziasmat foarte mult pe fani, deoarece ei și-au exprimat părerile cu privire la sezonul viitor înainte de finalizarea sezonului curent. Deci lumea așteaptă sezonul 4 înainte să termine 3-ul. Sezon care a adaptat arcul Swordsmith Village și bineînțeles că au uimit fanii cu povestea sa captivantă și este pe punctul de a se încheia. Mai mult, a fost deja dezvăluită durata finalului de sezon, care va fi de o oră. Iar de o oră, mă. Difuzat pe 18 iunie 2023. Iar aici se încheie acest episod din OCS News. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Nu uitați să băgați un like, că ne ajută foarte mult. Iar noi ne audem mâine cu un nou clip.